Iluminat arhitectural la Cetatea Medievală din drobeta turnu Severin, proiectul primăriei de punere în valoarea zonei și pe timpul nopții a fost finalizat zilele acestea. Nu puțin de 67 de proiectoare au fost montate pe zidurile și aleile cetății. Săptămâna aceasta s-au finalizat lucrările la Cetatea Medievală a Severinului, lucrări care au constat în iluminarea arhitecturală a acestui obiectiv turistic. Practic s-au montat 40 de proiectoare care iluminează zidurile cetății, s-au montat 20 de proiectoare cu dublă emisie la intrările în cetate de asemenea șapte proiectoare peisagistice lângă, lângă pomii de pe alee, pe toată aleea principală, și 12 stâlpișori, de asemenea care contribuie la iluminatul arhitectural al întregii zone. Din martie 2016 se lucrează la această documentație pentru obținerea vizului de la Ministerul Culturii pentru a se realiza această lucrare, fiind o lucrare pe un sit arheologic, este clar că au fost, au fost nevoie de foarte multe avize. În sfârșit, după lupte grele, ca să zic așa, s-a reușit terminarea acestei lucrări, care din punctul nostru de vedere este extrem de important în ceea ce înseamnă punerea în valoare a cetății medievale a Severinului, care să aibă ca rezultat evident pe care îl dorim cu toții atragerea cât mai mulți turiști în municipiul Drobeta Turnul Severin, având în vedere că cetatea medievală este unul dintre obiectivele turistice importante pentru municipiul Drobeta Turnul Severin, dar și pentru județul Mehedinți. Aproape trei ani le-a luat autorităților locale să realizeze acest proiect. Scopul este acela de a atrage cât mai mulți turiști în municipiu.